Chiar dacă toate coletele transmise deținuților sunt verificate minuțios, iar vizitatorii percheziționați, obiectele interzise ajung în instituțiile penitenciare. Și telefoane, tot poate. Și v-au prins? Da. Și cât timp l-ați avut? 2 luni, nu mai mult. La mine a fost așa situație și nu s-a găsit telefonul mobil. De ce ați avut nevoie de el? Că-ți grăiesc cu rudele apropiate. Angajații penitenciarului numărul 13 verifică zilnic aproximativ 70 de colete. De cele mai multe ori în pachete sunt ascunse droguri. Metode sunt multiple. Cel mai mult predomină prin colete, adică substanțele stupefiante. Există cazuri de pistare a telefonilor mobile, cartele SIM sunt tot multe, băuturi alcoolice mai puțin. Ce descoperiți de obicei? De ce substanțe narcotice? Pentru că sunt mai mărunte și mai ușor de ascuns prin alimente. De cele mai multe ori, drogurile sunt ascunse în conserve, zahăr, produse de panificație și patiserie sau chiar în căptușeala hainelor. În cazul în care depistează obiecte și substanțe interzise în coletele primite sau în celule, angajații penitenciarelor întocmesc procese verbale și anunță poliția.